Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube. Știu că mă așteptați mereu, din păcate nu sunt totdeauna prezentă, dar astăzi vin cu un vlog care sper să vă facă plăcere, pentru că mie îmi face plăcere să merg la cumpărături, să mă destresez prin shopping, chiar dacă după văd caură în buzunar. Asta e partea, dar până la urmă o viață avem și trebuie să o trăim la maxim, să ne cumpărăm ce ne place și vreau să vă arăt ce am cumpărat astăzi. Am fost în mai multe magazine și m-am luat câteva lucruri foarte, foarte drăguțe. Astea ar fi. Le-am băgat pe toate într-o pungă. Și o să începem cu unul dintre cele mai frumoase. Mi-am luat de la Swarovski. Mi-am luat un ineluș. Pentru că nu am și la manicura asta frumoasa mea mergea un ineluș. Eu mi l-am dorit pe cel argintiu, pentru că majoritatea bijuteriilor mele sunt așa argintii. Îmi place și auriu, dar mi se părea prea mult. Însă, surpriză, l-am luat pe roz. Nu m-aș fi gândit că o să-l iau, nici că m-a cerut cineva. Așa arată el. Este foarte simplu. Nu îmi plac inelele complicate. Adică îmi plac, dar nu să le port de zi cu zi. Ăsta am să-l port de zi cu zi și o să-l pun chiar pe inelar. A? Frumos. Da, trebuie să-mi fac chiar unghiile, că na, au crescut. Dar ăsta este... Ăsta este inelul. Este roze, ca să știți la ce mă refer. Roze, nu auriu, nu argintiu, roze. Deci asta este la Swarovski. Următoarea punguliță este de la NYX. Am trecut un pic pe la NYX, pentru că mi-am dorit foarte mult o pensulă de... bine, am vrut să pot și ce mai au pe acolo. Și mi-a sărit un ochi pensula asta de fond de ten. Nu știu ce se întâmplă, dar nu mai pot să-mi aplic fondul de ten cu burețelul. Ori burețelul ăsta nu, ori penul meu, nu știu. Vreau să încerc și cu pensula asta. Și am ales-o. Asta am văzut că aveau 4 feluri. Una mai plată, una mai nu știu cum. Asta mi s-a părut mai densă. Și atunci sper eu că o să fie bună. Am dat 100 de lei, 95 de lei pe an. Deci a trebuit să-și facă treaba. Și mi-am luat zilele trecute, acum vreo 2 săptămâni, mi-am luat un bronzer de la Pupa, pe care l-am spart. Și am zis, ok, da, că l-am spart, trebuie să-mi iau altul. Și am văzut că se tot face reclamă la ăsta, de la NYX. Și am zis, ia să vedem, domnule, își merită reclama? Sau să-l și desfac, oricum o să-l folosesc. Pentru că ăla de la Pupa l-am făcut zob. O să-l mai folosesc, doar că nici nuanță nu pot să zic. E cam gălbui așa pentru mine. Ăsta mi s-a părut mai natural. Las că vi-l arăt. Pa, pa! Ia uitați. Pare destul de maroniu, aș zice, nu? Da, merge. O să vedem. Oricum, n-am dat mult pe 45-9 lei și oricum te ține. Un bronzer din asta te ține chiar aproape un an. Dacă te machiezi cu machiez de zilnic, nu știu ce să zic. Apoi, am luat de la Victoria's Secret. Îmi place că ei parfumează toate ungulițele astea de mama focului. Și am luat Vă arăt imediat. Ideea este că ei au tot felul de oferte din astea. Cumperi 2 și mai primești încă unul. Diverse. Eu mi-am luat un sutien alb, simplu. Simplu, simplu. N-are nimic. Dar e de calitate. Asta îmi place mie, că sunt de calitate. Mi-am luat, la ofertă aveau ei așa, cu chiloței, și mi-am luat 5 perechi. Am luat așa. Pe negru cu alb. Vișiniu ăsta, movuliu,
ce culoare o fi. Pă, negru. Negru cu alb. Ăștia sunt ceva maronii. Ac. Și aceștia rozalii. Îmi plac foarte mult chiloței de la ei. Sunt foarte comozi, nu mă deranjează, nu mă jenează, nu mă nimic. Pe urmă, mi-am luat și un hălățel din ăsta. E așa mai eleganțel. Nici nu l-am probat, am văzut că era S, am zis hai. Eu în general nu probez, adică prefer să mă duc să duc înapoi în cazul în care am nu stau să probez, mie de ene, mie de aia. Ar trebui să fie bine. Pentru o noapte romantică cu halățelul de satin. Așa. Și am mai fost și la Zara Home. Haine nu mai mi-au, pentru că mi le-au de pe Trendyol. Nu mai stau să mă plimb prin mall. Prefer să dau o comandă pe Trendyol și plus că pe Trendyol chiar am de unde să aleg. Sunt o grămadă de produse și la prețuri foarte bune. Am și coduri de reducere. Nu mai stau să dau un milion și ceva pe pereche de pantaloni sau pe... Nu, doar așa, excepții, mici excepții, dar prefer să iau de pe Trendyol că mi-e mult mai simplu și hainele îmi plac mult mai mult. Sunt foarte multe pe stilul meu. Deci, la Zara Home am ales să iau, opa, pentru la baie, vreau să-mi pun, dacă am timp, o să vă filmez. Am luat un de-asta, difuzor, așa îi spune. Da, nu știu, e un parfum. Asta cred că se rupe. L-am luat în Cedre Epic, nu știu franceză, sigur e în franceză. Și arată așa, bam, se deschide frumos. Pac, pac, opa. Și uite așa, îi bagi betișoarele astea aici înăuntru și miroase superb. Aroma asta mi se pare cea mai interesantă și am zis să o iau pe asta. Apoi, pentru că îmi doream foarte mult să-mi schimb acolo la mine la baie, că nu îmi place cum se vede ăla, l-am luat pe ăsta. Eu sunt nevoită după coșulețe. Da, coșulețe împletite în general sau coșulețe crem nude cu verdele la mentă, exact cum am și pe aici, pe tapet. Și mi-a plăcut tare mult asta. Dar ce credeți? În asta erau puși niște papucii de copilași. Eu alesesem altceva și mi s-a părut cam mare. Și zic, mă, n-are rost, e și mai înaltă. Zic, dacă ei reușesc să le bag pe toate în asta. Zic, poți să iau pasă de vânzare? Zice, da. Și am scos papucii aia de copii și am luat-o eu. Merge. Frumoasă, foarte frumoasă. O să pun acolo la mine la baie. Și ultimul lucru este pentru pat. Mama, tot timpul mi-a trage atenția să nu se mai vadă lingeria pe pat și să pun o cuvertură. Și am luat cuvertura asta, care este nude și care se potrivește perfect cu camera mea. Are... Asta am dat 200 de lei pe ea. Să vedem dacă e bună dimensiunea, pentru că nu eram sigură cât de mare ar trebui să fie. Patul meu este destul de măricel, nu e nici mic, nici foarte mare. E undeva mediu. Și atunci eram așa nesigură ce dimensiune să cumpăr și până la urmă am zis hai să iau pe asta și dacă e o să o schimb eu după. Trebuie spălată, după aia o să vreau să pun pe pat, nu știu dacă mai apuc să mai filmez chestiile astea, dar ați înțeles voi. Trebuie călcată și trebuie spălată și chiar călcată, zice eu, pe alocuri. Nu? Mie îmi place că e materialul răcoros. Nu-mi place să stau în pat și să simt că mă încălzesc, mai ales acum vara. Și cam astea sunt lucrurile pe care le note astăzi. Nu au fost nici ieftine, nici scumpe. Nu sunt nici prea ieftinele unele dintre ele. Dar așa, la o perioadă de timp, îmi place să fac cumpărături. Zic, tot strângi banii, strângi, dar ce faci cu ei? Că... Da, am zis să călătoresc mai mult, să cumpăr chestii, să nu mai tot
țin banii. Cel puțin acum, nu? Cât reușesc. Mă tot uit la inel. Da. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Sper că v-a plăcut acest vlog. Să lăsați acolo în comentarii dacă da. Și ne revedem data viitoare. Nu știu când, dați un like, un comentariu, distribuiți să facem cel puțin 30.000 de vizualizări. Pup!